Bună, dragilor, și bine ați revenit la un nou filmuleț. Astăzi este ziua plecării noastre în România. Eu m-am trezit dimineață, am făcut mâncare pentru drum, pentru că Sara vroia piept de pui, așa că am făcut piept de pui cu puțin rozmarin și abia am terminat de făcut. L-am pus acum într-o caserolă pentru că ea nu mănâncă pe drum sandwich sau chestii de genul și nici Răzvan. Așa că am făcut piept de pui. Am terminat și cu bagaje. Cam așa arată. Păturica asta o să o luăm cu noi. Capacul de WC-ul, bineînțeles. Trotineta nelipsită oriunde mergem. Și acum, mai nou, avem și cai din patrula cățelușilor, care vine și cu pistol, așa. Asta este rezervor de apă și cu pistol, pentru că trebuie în România. Aici am rochițele Sarei pentru nuntă, pentru că o să avem și nuntă. Asta i-am luat-o de zi. Îmi place foarte, foarte mult și vine așa cu spatele gol. Ca să vă arăt mai bine. Vine cu spatele gol și are fundița asta bine. Acum nu este prinsă tocmai bine. Și îmi place foarte, foarte mult. Asta și-a ales să ia. Și eu o să o asortez cu niște Converse alb, dintre ea până la glezne, alb cu roz. Iar aici avem rochița pentru seară. Este un pic bățită, nu o calc. Acum o să o duc să o calc în România. Nu are rost, are o fundiță dintre asta mare aici în spate. Și îmi place foarte mult. Am luat albastru pentru că și noi să ne îmbrăcăm în albastru. Doar că Sarei nu-i place rochița asta și nici lui Răzvan nu-i place. Mie îmi place foarte, foarte mult și ea vine cu spatele gol, doar că lor nu le place. Așa că am zis că și eu oricum trebuie să-mi cumpăr rochiță pentru zi. Așa că dacă o să-i găsesc altceva, altă alternativă, tot pe albastru, aș vrea o altă rochiță, o să-i cumpăr alta, bineînțeles, care să-i și placă. Și asta o să o ținem. O să o dăm și noi mai departe. Dar în principiu cea roză rămâne pentru zi și vine super cu acei Converse până la gleznă alb cu roz. Bineînțeles că acei Converse au și un cap de mini mouse, dar minuscul, pentru că în ținuta Sarei trebuie să existe și mini mouse. Haideți să vă arăt pisica. Cred că sunt bucuroase că plecăm, pentru că toți se aleargă pe aici. Acum au luat o pauză, pentru că eu am venit aici și au luat o pauză. Trebuie să șterg și masa, pentru că Sara a pictat-o. Urmează să las și cheile de la apartament, ca cineva să vină să aibă grijă de pisicuțele mele în fiecare zi. Plus de asta că trebuie să-i dea și pastila motanului. Știți că el are epilepsie, pentru cei care sunteți noi pe canal și nu știți. Și i-am și tuns. Cam așa arată. El a slăbit puțin. A avut iar o perioadă dintre aia în care a fost, nu bolnav, doar că el este foarte stresat. Sara îl stresează uneori, iar el slăbește. Am fost cu el la doctor, iar ăsta este principalul motiv. Sara! Plouă! Plouă? Aha! Wow. Unde mergem noi azi? La pui? La cine? Pui! La pui, la bunii? Aha. Și ce-ți face ție bunii? Toți mimi. Îți face tot bunii? Aha. Și ești bucuroasă? Îți pare bine? Aha. Bravo. Da, ea s-a trezit și este nerăbdătoare. Luăm și trotineta la bunii? Da. Da? Și te duci la magazin cu bunii? Aha. Wow. Rochița. Da, când ajungem acasă în România te îmbraci cu rochița, da? Da, la bunii, la rochița. La bunii te îmbraci cu rochița? Aha, mini mouse, dar cealaltă rochiță nu-ți place? A, nu bună, chiar nu bunii, ala de. Doar asta e bună? Aha, avem pe. Asta? Și vrei să cumpărăm altă rochiță albastră? Nu! Doar cu asta vrei să te îmbraci? Da, la bunii. La bunii? Dar o să o iei la nuntă, nu la bunii. Mergem la nuntă, știi? În
Ne-a râs rochița. Acum te-am dus tati achita. Am zis sunt de mimos. E frumos? Tanti a adus rochița și e frumos? Bine, dar pune înapoi să nu murdărești, ok? Da, deci cam așa stă situația la noi. Plouă. Sper să o conving să îmbrace seara acea rochiță albastră, dar mai sper eu să găsesc o altă rochiță albastră care să-i placă și ei. A văzut ceva la televizor, la Nastia, parcă, sau ceva de genul. Rochiță, așa genul asta, doar că la fundiță venea cu o trenă. Rochița ei i-a plăcut foarte mult, așa că o să merg să caut genul ăla de rochiță. Eu am vrut să fac la comandă, doar că m-am decis cam târziu și nu avea timp să facă pentru amândouă rochiță și avea ceva pe stoc, dar nu-i voie să ne facem unghiile, iubire. Avea ceva pe stoc, doar că nu era culoarea pe care eu o vreau. Vrei să faci buzele? Ok. Da, arată-mi ție. Da, da, arată să văd. E ojă sau de buze? A, buze. Ok. Buzi, uza, omul. Bite. Gola nu, oge nu. Unghi nu. Gola. Da, la gură, buzele. Ori pare bun, e lati. Wow! Da, să știți că este un lip balm dintre ăsta pentru copii. Unde unul bagu acolo, sala? Nu știu. Acolo! Ai, acolo? Da! Wow, super! Dar cine ți-a cumpărat rujul? Nana! Nana, bravo, prințe! Wow, ce frumoasă este! Mama! Nu, mama nu vrea, danke. Da, astea fiind spuse, noi să ne auzim mai târziu. Sper să am de un vlog, Sara, nu-i voie, mama. Sper să am de un vlog, oricum o să mai filmez puțin pe drum. Și o să filmez și când o să ajungem acasă. Asta fiind spuse, ne auzim mai târziu pentru că Sara pictează. Sara! Dulapul și nu o să mai termin în veci să fac curat. Sara! Bună, dragilor, nu am mai vorbit cu voi. Noi acum ne-am oprit la un beco. Plouă destul de tare și am oprit puțin. Sara doarme, este în brațe la mine. Am luat-o în brațe pentru că am zis să o țin puțin, după care o să o pun înapoi în scaun. Astea fiind spuse, noi o să ne auzim mai târziu, mult mai târziu. Nu știu dacă o să mai filmez ceva până acasă, dacă nu, o să filmez când o să ajung în România acasă. Deci o să ne auzim mult mai târziu. Magazinul. Ce faci acolo, mă? Da, mama. Noi am ajuns acasă, după cum ați văzut mai înainte, nu am mai filmat nimic. Acum mergem să-i căutăm rochiță Sarei și pentru mine. Da, topoganul rochița. A, de 60 veta, normal, gute veta, pierță și unde drai. Hei, dragilor, eu am ajuns acasă, nu am mai filmat, pentru că am ajuns, toți au fost așa în jurul Sarei și am avut și treabă.
A trebuit să merg să-mi caut rochițe pentru nuntă și nu am mai filmat. Răzvan avea costumul, Sara știți că avea rochițele, dar una dintre ele nu-i plăcea. Vroia roche de prințesă cu trenă și nu-i plăcea cu o culoare albastră. Inițial ziceam că seara o să ne îmbrăcăm toți cu albastru, dar dacă Sara nu a vrut, Răzvan o să rămână costumul albastru. Eu mi-am luat o rochiță cu sclipici gri spre albastru, culoare foarte deschisă, și Sara, bineînțeles, că a rămas cu rochița de zi pe care o avea, cea din tiul roz, și am luat rochiță de prințesă cu trenă. O să vă arăt imediat, nu o să vedeți prea bine pentru că eu le-am pus aici sus, dar o să vă arăt și pe ea îmbrăcată, bineînțeles. Și asta este rochița pe care o știți și asta este cealaltă cu trenă. Urmează eu să merg să-i caut de încălțat pentru că n-am găsit. Sara este nebunită și mie îmi place foarte mult. Am mai probat una care avea fulgi aici, pene, dar se rupeau foarte, foarte repede, era foarte sensibilă. Și Sara, cum este osvăpăiată, am ales varianta asta. Îmi place de nu mai pot cum este. Și urmează eu în decursul zilei de azi să merg și să îi caut pantofi și nu știu ce o să mai facem azi, dar vreau să vă țin la curent. Nu știu dacă o să mai filmez ceva azi, cred că ăsta o să fie așa primul vlog pe care o să-l postez și după o să încep filmulețe din România. Nu o să fie chiar foarte multe pentru că vreau să mă bucur de fiecare moment pe care îl petrec aici. O să filmez, dar nu foarte, foarte mult. Urmează să merg, vreau să merg și în jumbo, pentru că în Austria nu este jumbo și vreau să merg în jumbo. Sara a primit și cadou, deja a primit păpușica asta de la vărul meu, este mai mare decât ea. Mai avem patru la cățelu, așa, și urmează să mai primească. Da, astea fiind spuse, eu vă salut acum, nu știu dacă o să mai filmez mai departe, dacă nu o să închid vlogul aici, așa că nu uitați dacă v-a plăcut să vă abonați și să-mi dați un like dacă n-ați făcut-o până acum.